Salut! Sunt Octavian și v-am pregătit un proiect gustos împreună cu colegii mei de la OTP Bank. Salut, Șandor! Cu ce bunătate ne surprinzi azi? Salutare, Octavian! Uite, astăzi facem un cheesecake Lotus Biscoff. Am înțeles! Păi, dacă vorbim de un preparat așa de fastuos, atunci e clar că e momentul să îți las loc de desfășurare. Rețeta asta o avem de la o adevărată iubitoare de deserturi, colega noastră Florina Mihai, din cadrul Departamentului Dezvoltare Produse IMM. Lotus Cheesecake este un tort de brânză cremos, cu o textură aerisită, tixit cu biscuiți zdrobiți, atât în crustă cât și în cremă. Pentru un plus de prospețime, merge perfect cu fructe proaspete, iar efectul final este... wow! O adevărată minunăție! Și nici n-am ajuns la partea cea mai bună, nu-i așa, Șandor? Cel mai tare este faptul că nici măcar nu necesită coacere. Acum chiar sunt curios! Bună, Florina! Bună! Este senzațional acest cheesecake Lotus Biscoff. Care e secretul cheie al acestui preparat? Consider că secretul cheie al acestui cheesecake este să nu-l faci, pentru că odată ce-l faci, ajungi să fii adictiv de el și îl faci în fiecare săptămână, în fiecare zi. Acum să răspund și la întrebare într-un mod mai serios. Unul dintre cele mai importante secrete este ca toate ingredientele să fie reci, foarte reci, iar cheesecake-ul să stea peste noapte la frigider. Eu până să fac acest tort nu mâncasem niciodată cremă Lotus, dar de când am descoperit acest medicament legal vândut în borcane, vine să mănânci cu catopriliți. Iar aici, dragilor, avem rezultatul final. Nu doar că arată divin, dar combinația de brânză cremoasă, biscuiți, transformă desertul acesta în ceva nemaipomenit. Pentru această minunăție avem să-i mulțumim Florinei și mulțumim Șandor! Ce ziceți? Degustăm împreună? Rapid și delicios, fără coacere, gata de servit de la frigider, direct în farfurie!